Bun, prieteni, și-a venit vremea să ne ocupăm și de bară față și de aceste praguri. Vedeți, sunt în altă culoare, de aceea trebuie să le vopsim. Prima dată o să încercăm să demontăm toate elementele de pe bară, să mătuim vopseaua, după care ne vom ocupa de vopsire. Hai să începem cu bara. Ok, am luat elementele de pe bară, am spălat puțin bara și pragurile. Acum ne vom ocupa de mătuirea vopselei. Pentru aceasta avem nevoie de o talpă dreaptă și o să folosim șmirghel progresiv de la 600, 800, 1200 în sus pentru a mătui vopseaua. Deci, și pentru că bara a fost destul de ștearsă aici în partea de jos, a trebuit să chituim puțin zona, să reparăm înainte de vopsire. În zonele unde a fost lovită bara, aici jos, dăm cu puțin fuller. După ce am chituit, dăm cu fuller să umplem, după care trecem la vopsit. Hai să vă mai arătăm ce facem astăzi. Ne ocupăm să vopsim cromul acesta cu Plastidip. Izolăm cu bandă, după care o să acoperim toată mașina, să nu o gazăm și ne ocupăm să vopsim partea cromată cu Plastidip. Fraților, am izolat mașina. Uitați-vă cum arată. Ca să nu mai avem probleme cu gazarea, să nu mai gazăm nimic. Toată mașina este izolată. Doar partea ce urmează a fi vopsită în Plastidip a rămas neizolată. Doar partea aceasta de crom a rămas neizolată. Acolo vom vopsi, vom curăța puțin cromul, îl vom degresa, după care aplicăm mai multe mâini de Plastidip
să vedem cum o să iasă. Și am început cu primul strat, doar puțin gazat. Lăsăm să se usuce 10 minute, după care dăm din nou stratul al doilea. Bun, și după două straturi de Plastidip aplicate, hai să vă arătăm cum arată. Lăsăm să se usuce și după al patrulea strat de gazare îl dăm al cincilea la umed și atunci o să vedem rezultatul final. Și facem și grila. Prima mână pe grilă. Am ajuns și la ultimul strat de Plastidip. Vedem cum o să iasă. Gata, prieteni, am terminat și cu vopsitul chederelor de la geam. Cam așa arată după 5 mâini de Plastidip. Acesta este rezultatul final. Și piesele s-au uscat, totul este ok după câteva zile. Ne-am apucat deja să dăm bara față jos, să o schimbăm. Ridicăm mașina sus, să avem acces mai bun la bară și hai să luăm bara jos. Ok, și ca să dăm bara jos, ea se ține în două șuruburi, unul e aici, unul e în partea cealaltă. Hai să vi le arătăm. Unul aici, unul aici. Trebuie să desfacem și contra aripa, cele două șuruburi și bara este jos. Bun, și bara este jos. Vom lua și farurile, deoarece și ele va trebui să intre în plin proces de schimbare. Bun, fraților, și am luat și bara față și farurile jos. Așa arată, mașina este cât se poate de descomplectată. Urmează să montăm grila și proiectoarele de ceață înapoi pe bară și să punem bara sus. Dar, înainte de aceasta, ca să intrăm în legalitate, hai să vă arătăm ce facem. Punem o folie de protecție galbenă. Thank you.
Bun, și am luat becurile din proiectoarele de ceață de pe bara veche și le punem în proiectoarele noi. Și fraților, așa arată bara montată. Toate elementele le-am montat pe bară. Hai să o punem sus. Și am pus bara sus. Cam așa arată. Fără faruri, bineînțeles, farurile sunt la modificat. Băieți, și cam atât pentru astăzi. Ne revedem data viitoare când vom modifica farurile. O să le transformăm total și o să prindem bara față la locul ei. Nu uitați să vă abonați la noi pe canal, să vedeți în continuare progresul care vom face cu mașinile de proiect. Distribuiți și prietenilor voștri, iar noi ne revedem data viitoare.